Trupele ruse continuă să bombardeze orașele Herson, Harkov și Donetsk. Oamenii au fost treziți de explozii de la primele ore ale dimineții. Militarii ucraineni spun că au respins mai multe atacuri și că au ucis peste 900 de militari ruși în ultimele 24 de ore. Între timp, președintele Zelensky a numit noi șefi ai administrațiilor militare în regiunile Herson, Zaporojie și Dnipropetrovsk. Primul tank Leopard 2 a ajuns la Kiev din Germania, iar alte peste 100 de tankuri de luptă mai vechi, Leopard 1, urmează să fie livrate Ucrainei de Germania, Olanda și Danemarca până la sfârșitul lunii martie. Militarii ucraineni au distrus în sudul Ucrainei 7 embarcațiuni rusești. De asemenea, ucrainenii au avariat mai multe sisteme grad folosite de ocupanți pentru a bombarda orașul Herson. Centrul orașului Harkov a fost ținta unui atac rusesc cu rachete. Potrivit autorităților locale, 10 rachete rusești S-300 au lovit partea centrală a orașului. Ministrul german al apărării Boris Pistorius, care a efectuat o vizită surpriză la Kiev, a spus că până în vară în Ucraina vor ajunge între 20 și 25 de tancuri, iar alte 80 vor fi livrate până la sfârșitul anului. Oficiali din Olanda și Danemarca au promis să instruiască militarii ucraineni pentru a putea folosi tancurile Leopard 1. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că sunt analizate toate scenariile inamicului și a mulțumit Germaniei pentru contribuția la apărarea statului său. Noi facem totul pentru ca cerul nostru să fie curat, ca militarii noștri să aibă tancuri puternice și ca artileria noastră să nu fie inferioară față de cea a ocupantului. Le mulțumesc Germaniei și tuturor partenerilor pentru acest sprijin. Președintele american Joe Biden a declarat într-un discurs că va susține Ucraina. Ea reprezintă nu doar națiunea sa, dar și curajul poporului său. Doamna ambasador, America este unită pentru a sprijini țara dumneavoastră. Vom fi alături de dumneavoastră atât timp cât va fi nevoie. În orașul leton Marupe a izbucnit un incendiu la fabrica americană Edge Autonomy, care produce drone pentru țările NATO și Ucraina. 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 au fost spitalizate. Aproximativ 50 de pompieri au fost trimiși la fața locului pentru a stinge focul.